Salut, tuturor! Eu sunt Răzvan și astăzi vă voi prezenta top 5 jocuri cu împușcături de la cele mai bune până la cele mai proaste. Bine, și dacă vă plac acest tip de topuri, nu știu, cu împușcături, horror, din astea, să-mi spuneți în comentarii și eu o să încep să mai fac, pentru că deja văd că încep să postez cât mai des. Și hai să nu vă mai rețin cu vorba, să trecem la videoclip și dați like, share, subscribe. Bine, primul tip de joacă, ca și cum, este Counter-Strike Global Offensive. Este un joc, evident, cu pușcături, pentru că apare în acest top și este pe primul loc. Adică este la început. Și vă explic din ce motiv am ales acesta. Păi, aici poți să-ți cumperi skin-uri din cutii, dar îți trebuie din astea chei ca să deschizi cutiile tale frumoase. Și trailerul chiar este unul super tare și cam de atâta am ales pe primul loc Counter-Strike Global Offensive și se mai datorează și graficei acestui joc, dar skin-urile sunt pe primul loc. 4. Crisis. Păi, eu nu știu foarte, foarte multe chestii despre acest joc, ca nu știu că aici arată cam cum va fi toate lucrurile din viitor, armele vor fi, se prezintă aici cam cum vor fi ele, monștri sau... Mă scuzați că sunt puțin cam răcit. Deci, armele... Dar se datorează nota 4 pentru că desenele par atât de realistice. Mamă, zici că joci de-astea, parcă ești în lumea reală, parcă te uiți un video. Dar singura ce nu prea îmi place e că îți trebuie un calculator destul de, un PC destul de puternic ca să îl poți juca. Și cam atât. Locul 3. Nova. Nova este un joc de acțiune. Este unul chiar foarte distractiv. Mă joc și eu așa din ce în ce mai așa mai cum să zic. Și mai câteodată mă mai joc câteodată, nu, dar important e că are o... depinde ce tip jucați. Sunt astea vechi sau copiate, astea sunt extrem de rele și nu sunt distractive pentru că nu prea te distrezi cu ele pentru că nu sunt, nu sunt fake. E ca și când ai purta niște Gucci fake. Dar dacă jucați ăsta original cu grafică ok, vă garantez 100% că o să vă distrați, o să vă jucați cu plăcere pentru că m-am jucat și eu, dar nu cu grafica cea mai știe ce, dar e ok. Căci chiar înainte, mai că nici nu erau jocuri. Deci, înțelege, să mai înțelegem și noi, creatorii. Locul 2. Mamă, cred că deja m-am încurcat cu locurile. Bine, locul 2. Un real tournament. Acest joc chiar este distractiv, mai ales pentru mine și pentru alți oameni. Este destul de distractiv. Pot juca pe multiplayer, sunt mai multe tipuri. Grafica tot este destul de ok.
doar că depinde pe ce ureal jucați, dacă jucați pe ăsta vechi. E așa, ok, e cam CS 1.6. Dar dacă jucați de ăsta mai nou, pe un PC foarte ok, cam este garanta vreo 1.000.000% că o să fie interesant. Bine, și ultimul tip este cel online. Da, asta e singura ce pot spune. Cele mai, să zic așa, nejucate jocuri sunt cele online. Pentru că dacă o să căutați cam pe YouTube, o să găsiți destul de puține clipuri care care joacă jocuri online. Pentru că nu sunt așa de căutate, jucate. Mai bine să le descarci, știi? Să nu cauți mult timp. Pentru că dacă cauți mult timp, te plictisești, mai pierzi timp și, de câte știm toți, timpul înseamnă bani. Și da. Dar sunt unele chiar destul de distractive. De exemplu, eu am o joacă de pe acest site numit yopt.com și aici sunt multe jocuri chiar favorite. De exemplu, am Military Wars 3D și chiar este distractiv. O să vă las un link în descriere ca să... Și acolo o să vedeți cam toate chestiile pe care le am, de fapt pe care le puteți împușca. Puteți face acolo și parkour pe unele chestii, acolo o să vă explice totul, nu mai zic, și intrați pe linkul din descriere. Și da, cam acesta a fost topul de astăzi. Eu sper că v-a plăcut. Să dați like și subscribe. Vă amintesc că linkul din descriere aveți site-ul i8 cu joaca Military Wars 3D. Da. Și hai. Deci like, subscribe și pa.